بدي على برازنجا مش دافرو خزز اذا درمو ماريك اصلا ليش تازه لا ما درمو بون deci problema se pune să găsim cele două mulțime A și B. La cum ai gândit dacă încerca ceva să la cele? Cum ai gândit la mulțimea? La A am început să aflu divizorii lui 62. Corect. Deci și șanse. Doar am, și doar am găsit 3. 1, 31 și 2. 1, 31, 2 și, și 62. Da. Și el însuși, da? Corect. Deci, da. Am mai încercat și cu celelalte numere prime, dar nimic, doar atât. Păi ăștia sunt. Și acum trebuie să lucrăm pe chestia asta. Hai zic, să începem lucrul așa. Să zicem rezolvare. Să redactăm cât se poate rezolvare pentru A. Da? Pentru mulțimea. Să găsim A. Și vom pleca de la proprietate. Și începem să zicem așa. 62 supra 62 supra 3x minus 2 este număr natural. Da, 62 supra 3x minus 2 este număr natural. Dacă și numai dacă 3x minus 2 este un divizor al 62. 3x minus 2, ai spus bine, aparține mulțimii divizorilor lui 62. Iar mulțimea divizorului 62, ai spus tu bine, sunt această mulțime a divizorilor, 1 și 62, știi că spuneam așa altă dată, se găsesc în perechi. Și 2 și cu 31. 2 și 31. Asta e singura mulțime. 31 este număr prim, nu mai accept alți divizori. Astea sunt, vă zic că 3x minus 2 poate să fie un, o variantă de așa asta. Fie 1, fie 62, fie 2, fie 31. Și luăm pe rând. Odată 3x minus 1 egal cu, luăm varianta asta, 3x minus 1 să fie egal cu varianta, prima variantă, 1. Minus. Adică... A. Da? Eu adică am rezultatul aici. Echivalent? Echivalent cu 62 supra 1. Nu, nu, nu. Păi 3x minus 1 de acasă face 1, de acum lucrăm la ea, la asta. Ah. Adunăm un 1 ca să scădem din minus 1, scăpăm de el, nu? În ambii membri și vine 3x egal cu cât vine? 3x egal cu 3. De ce 3? Dacă adunăm un 1 în ambii membri... Unul ăsta și cu încă unul care vine, e adunat 2. De acolo, da? Da? Adică de aici împărțim totul prin 3, nu? Amintește-ți cum făceam asta. Echivalent, vorbește tu, te rog. Imediat. Trei x cu doi. Ah, nu, acum doar scriu. Așa. Acum egal cu x. X egal cu? X egal cu 2 pe 3. 2 pe 3. Deci ăsta din dreapta supra ăsta din stânga, totdeauna. Deci... Asta vine după împărțirii. 2 împărțit la 3 sau 2 pe 3, scurt.
Și ce fel de număr este ăsta? Nu este un număr natural. Deci nu aparține numerelor naturale. 2 pe 3 nu e număr natural și la revedere. Nu ne putem opri la acest X. Nu-l putem lua mulțime, că mulțimea aia era vorba de numere naturale. Ne pare rău de el. Mergem cu altă variantă. Când 3X minus 1 este un alt divizor. Hai să zicem, 3X minus 1 egal cu cine? Care e următorul divizor, cum le avem aici? 62. Echivalent? Deci, 3. Eu deja... Okay. Hai deodată, deci adunăm pe 1 în ambii membri și vine 3x egal cu cine? Vorbește, te rog. 3x egal cu 63. Da. Echivalent, x egal cu? Echivalent, x. Împărțirea 3. A, 63? Scrie, zi, vorbește, 63 împărțirea 3, adică 63 pe 3. E... Și asta se mai poate simplifica? Sigur, se parte. Asta e. Da. 21 pe 1. 21. Care este de data asta număr natural? Deci 21 este numărul care îmi convine. Așa că în mulțimea A pot să spun că pot pune primul element. Deci A egal cu mulțimea formată din primul element găsit 21. Ăsta care mi-a ieșit din lucru. Merg mai departe. 3x minus 1 egal cu cine? Altă variantă. Un alt divizor. Egal cu 2. Egal cu 2. Și echivalent cu 3x minus 1 egal cu? 3x egal cu cine? Dar de ce minus 1? Dacă păi totdeauna. E 3x minus 1 la numitor. 3x minus 2, pardon. Ai, dai, dai. Ce am făcut mai mult? De ce ne intervin mai devreme? Uite, 3x minus... 3x minus 2. 3x minus 2, trebuia tot timpul 3x minus 2. Că la numitor a fost 3x minus 2. Deci 3x minus 2 egal cu 1, 3x egal cu 2 și cu 1, 3. 1 ăsta și cu 2 care vine, vine 3. De la prima variantă. Și 3 împărțit la 3x egal cu 3 pe 3 și îmi dă soluții. 3 pe 3 care este 1. Intervin o altă dată când apare astfel de lucruri, intervin ca să... Nu am dat seama, dar m-am uitat și după aia am zis, stai, dar de ce nu minus 2? Sigur că așa era negheșițul. Nu a fost cu 3x minus 1, ci cu 3x minus 2. 1 pe 3 pe 3 face 1. Și 1 este număr natural. Așa că primul element pe care îl găsim este x egal cu 1. Deci mulțimea nu 21, ci 1 este primul element care a ieșit din la prima variantă. Când am luat ca divizor pe 1. Acum să ne întoarcem la 3x minus 2 egal cu 62. Și vine 3x egal cu cât acum? Ok. Deci 3x egal cu... Corectezi și tu, nu scrii din nou. Nu, doar corectam. Te corectează, da. Deci 3x egal cu cine? 3x egal cu... m-am făcut plus... Deci 64. Corect.
Adică x egal cu? 64. Pe 3. Care nu mai este număr natural, nu? Deci... deci nu mai aparțin numerele naturale. Nu îl mai putem lua pe acest x. Nici nu se simplifică. Prin 3 nu se împarte 64. 64 nu se împarte la 3. Ok. Cine ar urma acum? 2. Cu 2. Adică de aici 3x egal cu? 2 doi, ca și înainte, ca de fiecare dată. Doi plus doi face? 2 plus 2 face 4. Deci 4. Adică x de aici egal, echivalent, cum a spune că x egal cu... x egal cu 3 pe 4. Nu 3 pe 4, 4 pe 3. Deci dreapta pe stânga. Da? 4 pe 3, că dacă împărțim prin 3, 3 împărțit la 3 face 1 aici și rămâne x simplu. Și rămâne 4 împărțit la 3, deci 4 pe 3. Ce putem spune de 4 pe 3? Îl acceptăm? Nu. Păi, hai, conduc tu, vreau să vorbești continuu, cât lucrezi, stim morți, foarte mulți stim morți. Deci așadar, mai avem vreo variantă? Mai avem... pe 31 și... hai, vorbește. Mergem pe varianta... hai să vorbim continuu. 3x minus 2 egal cu... Stai. Nu aparține. Ăsta nu aparține. Nu aparține. Nu aparține și nu îl putem lua. Ok. Acum continuăm. Vorbește. Egal cu 31. Da. Echivalent cu 3x... calcul 33. Da. X egal cu 33 împărțit la 3, care face 11. 11. Iată, iată, am găsit și acesta, care este număr natural, nu? Ne convine, îl luăm în calcul și pe 11. Așadar, dacă am măturat toți divizorii și am luat cu 1, cu 62, cu 2, cu 31, toate variantele, am găsit doar în două situații, x egal cu 1, care e număr natural, și x egal cu 11. Așa încât mulțimea este determinată. Închidem acolada și spunem că am găsit elementele mulțimii A, 1 și 11. Știi ce? Mă încearcă curiozitatea asta să văd dacă chiar cele două valori sunt bune. Adică aș vrea să locuiesc pe X. Așa, să locuim, să verificăm cum spunem de regulă. Să locuim pe X. E destul de ușoară. Da? Adică dacă vrei putem să o și scriem. Bun. Pentru X egal cu 1, cât vine? X egal cu 1 va fi 3 minus 2, 1. 62 împărțit la 1. Da. E 62, e foarte bine. Deci da. 1 a mers foarte bine. 11. 11. 33 minus 2, 31. Da. Egal cu 2. Este excelent. Deci, cu adevărat, am găsit două valori care nu sunt... decât doar două cele corecte care ne fac serviciu și care, odată înlocuite, ne conduc spre rezultat corect. Nu mai există niciun alt număr natural.
În afară de 1 și de 11, orice alte numere am căutat, le înlocuim și după înlocuire ne rămâne fracție. Deci nu ne rămâne. E foarte interesant. Mie mă încântă ideea asta. Mă încântă pentru că am exploatat foarte bine condiția. Fracția să devină natural. Adică împărțirea să facă exact. Adică cine să fie aici jos? Divizorii acelui de sus. Pe rând divizorul 62. Și care sunt acestea? Mulțimea divizorului 62 sunt 1, 62, 2 și 31. Și atunci raționamentul a curs minunat și doar în două situații am găsit noi niște valori a lui X care ne convin. Iată, mulțimea a fost descoperită. Hai să vedem la B acum. Deci am terminat cu rezolvarea de la A. Să ne ducem la rezolvarea pentru B. Deci A-ul este descoperit. Putem să locuim acolo la semnul întrebării. Da, putem locui aici, exact. Putem locui la semnul întrebării ca să știm că semnul întrebării a dispărut, s-a rezolvat problema și mulțimea A e formată din elementele 1 și respectiv 11. Hai să vedem cum facem cu B. Luăm condiția, nu? Nu o să mergem pe varianta să înlocuim. Nu. E foarte greu, sunt multe elemente, o infinitate, nu termină negheșițul. Deci luăm condiția 17 supra 5x minus 2 e mai mare ca 1 dacă și numai dacă. Și acum vorbește tu. Imediat. Când am o fracție supraunitară? Când este mai mare decât 1. Da? Adică cum o traducem? Cum s-ar traduce faptul că o fracție supraunitară mai mare decât 1. Păi zi, cum se numește asta de sus? 17. Cum se numește el? Da. Numărător. Numărătorul. Deci numărătorul e mai mare decât? Este mai mare decât numitorul. Așa. Deci așa îmi spui. Fracția e mai mare ca 1 când numărătorul, cel de sus, numărătorul, și aici e n-m, numitorul. Deci dacă și mai dacă 17 e mai mare decât 5x minus 2. Mai departe, hai. Mai departe. Mă cam deranjează 2-ul. Și te deranjează 2 și scrierea asta. Da. Pentru că necunoscuta e în dreapta și atunci... Așa pot să fac plus 2 și după aia când scriu invers? Deci dacă vrei să scapi de 2... De exemplu, vreau să fac așa... Nu e nevoie... Acum să se întâmple, ci când vrei tu. Deci, da. Deci plus 2, ai spus că scap de 2, da? Și este echivalent cu? Echivalent cu 5x este mai mic decât 17. Corect. 5x mai mic decât?
Nu 17. 15. Nu e adevărat că ai zis că aduni. 19. Ai spus că aduni pe 2, numai așa? 17. Minus 2 plus 2 scad de el. Deci 17 plus 2. Da? 17 plus 2 este, adică 19. Deci atenție, ca să scad de 2 de aici, cum el este minus 2, e scăzut, adun 2 în ambii membri și colo și colo. Acum la toate împărțim la 5. Deci ambii membri, nu mai zic la toate, că nu sună. Ambii membri, la împărțim... ambii membri împărțim 5. Așa. Și inegalitatea deci, devine. Corect. Da, x mai mic. Decât? Da, scriu. X mai mic decât... X mai mic decât 19 pe 5. Dar pot să aflu cât face? Yes, corect. Aflăm, sigur că da. Bine. Nu neapărat ne trebuie, cred. Ne trebuie ca să știm cam care sunt mai mici valori ca poziții pe a numelor pe axă, știi? De aceea. 5 în 19 de 3 ori, 15, da. Rest 4, pune virgulă 0, 3,8. Deci x-ul trebuie să fie mai mic decât 3,8. Acea x natural, da? Deci avem așa condițiile care se cer pentru găsirea lui mulțimii B. X mai mic decât 3,8. Și de desubt adăugăm că x e natural. Aceste două condiții îmi oferă șansa să găsesc tot x și natural mai mic decât 3,8. Să găsesc mulțimea B. Bine, imediat. Ok. Din cine este? Deci. Deci. 3, 2, 1... 0. 3, 2, 1 și 0. Acestea sunt... Trebuie să zic 2, 0, 1, 3, dar în fine. 2, 0, 1, 3. Sau n-are importanță. 1, sau chiar 0, 1, 2, 3. Poți să iei de la 0. Nu. Important este să schimbi toate elementele acestea. 4. Iată că am găsit și pe A și pe B. Deci e vorba de faptul că am aceste elemente și acum să fac operațiile. Parcă asta mai era, nu? La punctul B trebuia să fac A reuni cu B, A intersecta cu B. Hai să facem A reuni cu B întâi. Din cine este formată reuniunea?3, 2, 1, 0, ca să epuizez o mulțime și până mă uit sus, pe 1 l-am pus, mai adaug pe 11. Și cum ai zis tu, le-ai spus pe toate foarte bine, da? Dar ca tehnică de lucru, copiem la reuniune elementele unei mulțimi și până mă ne uităm la cea de-a doua, ce ar mai trebuie adăugat dacă nu le-ai pus. A intersectat cu B, cu cine este egal? Nu. Egal cu... Trei, doi, zero, 11. Intersecția. Deci,
intersecția, adică ci comun și colo și colo. Ah, scuze. 1. 1. Deci reuniunea înseamnă punerea la un loc a tuturor elementelor din cele două mulțimi, intersecția ci comun. Tot mă confuzez. A minus B? Egal cu? A minus B. Tot ce e în A și nu se găsește în B. Aici punem 3, 2... Nu, toate din A. Toate din A și să nu fie în B. Deci din A. 11. 11, atât. Deci tot ce este în A și nu e în B. Iar B minus A... Iar la B minus A e 3, 2, 0. Și atât. Că 1 a fost deja. Da? Deci asta... Asta au fost deci asta a fost problema. Să găsim mulțimile A și B și cum să facem operațiile care s-au impus aici. Hai să mai pornim repede, să mai facem încă un exercițiu asemănător și să modific doar atât. Nu zic 62, ci să zic hai să zic așa 18. 18 spre 3x nu zici fi natural. Iar B să fie din toți acei x natural cu proprietatea că (5x plus 2 supra 3x minus 7, nu, 3x plus 7, hai să zic așa, să fie mai mare ca 1. Să pornim la treabă, te rog. Bine. Copiem proprietatea la A. Da. Deci, să găsim pe A egal semn de întrebare și o să vedem ce o să punem. De aceea zicem 18 supra 3x minus 2 este număr natural, dacă și numai dacă, okay. Trebuie să aflăm divizorul 18. Deci spune așa, dacă și mai dacă 3x minus 2 este un divizor al lui 18. Dacă da. Și mai dacă 3x minus 2, deci numitorul, aparține mulțimii divizorilor lui 18. Și care sunt divizorii lui 18? Hai să începem să-i punem. Deci 1, 18. Deci 1 și 18 în pereche. Mulțumesc. 1 și 18. Apoi, alte pereche. 2, 9.
2 și 9, apoi alta. 6, 3. 6 și 3. 3. Păi cam atât, nu știu. Și atât. Da? Nu mai avem altă variantă. Nu. Deci, sunt mai mulți divizori. Da? Sunt 2, 4, 6 divizori. Să vedem care din ei ne oferă, luăm pe rând și pornim la treabă. Deci 3x minus 2 odată, prima dată, 3x minus 2 să fie egal cu 1. Ce înseamnă asta? Echivalent? Vorbește. Echivalent cu 2. Da. Și devine 3x egal cu 3. Corect. 3x egal cu 1. 3. X egal cu 1. Deci împărțim totul prin 3 și rezultă că x egal cu 3 pe împărțit la 3 cu 1. X egal cu 1 ne place, e număr natural, satisface condiția impusă de la bun început, vine număr natural și îl trece pe 1. Varianta următoare, 3x minus 2 egal cu ce variantă îmi vine acum? După 1, 18. Ca să nu pierdem vreunul, da? Echivalent cu? Dar cum scrie așa repede? Nu înțeleg. Ok. 3x egal cu 20. Da. 3x egal cu 20. Și eu nu am auzit de nicio înmulțire cu 30 ori ceva. 20, nu ai, dar noi continuăm, împărțim totul prin 3 ca să fie redactat, să vadă exact ce am făcut. Deci 3x egal cu cine? 3. X egal cu... Hai să fac eu repede. Nu, 20 pe 3. Și lăsăm rămâne așa. A. 20 pe 3 nu mă interesează să faci împărțirea. Că nu... Se vede că asta nu e număr natural. Deci e o fracție. Deci nu este număr natural și nu e unul din X și aceea după care umblăm noi naturali. Deci nu ne-a furnizat varianta asta cu 18 și nu ne-a furnizat o soluție. Mergem mai departe. 3X minus 2 egal cu cine acum? Cu 2. Echivalent. Trei x egal cu 4. Da. Împărțim ambii membrii la 3. Da. Am zis bine? Da, foarte bine. Ambii membrii la 3. De unde rezultă x egal 4 cu 4 pe 3. 4 pe 3, care nu este număr natural, nu ne convine, nu luăm. Ne ducem la o altă variantă. 3x minus 2 egal cu... La unde suntem acum? Am luat pe 1, pe 8. Deci ultima dată l-am luat pe 2. Deci acum suntem la 9. Corect. Perechea lui, 9. Echivalent cu... Mm.
3x. 3x egal cu 11. 11. Împărțim totul prin 3. Membri la 3. Echivalent cu... Egal cu 3 împărțit la 3 face 1, deci aici nu mai ai nimic. Da. 11 supra 3. Membru drept. 11 supra 3. Înțeleg. Care 8. Nu este număr. Dar înțeleg când pun 3 supra 11 sau 11 supra 3. Păi, dacă zic, Mariuca, ca să înțelegi bine, dacă împărțim prin 3, împărțim și membru stâng și membru drept. Deci urmează 3x împărțit la 3 sau supra 3, împărțirea asta înseamnă. Să punem, nu? Sub formă de fracție. Egal cu 11 supra 3. Dar aici 3 cu 3 se simplifică și rămâne x-ul curat. Deci de ce e 11 supra 3 și nu e 3 pe 11? Pentru că prin împărțirea la 3, 3 împărțit la 3 face 1. Și rămâne simplu, x egal cu 11 pe 3. Deci de aceea ține minte, totdeauna x-ul va fi egal cu ce în dreapta egalului, dincolo de egal, cum a fost la noi 11, și supra 3. Dar motivul matematic este ăsta, că 3 împărțit la 3 face 1. Iar 11 împărțit la 3 rămâne, neavând ce-i face. Ai înțeles? Da. Mergem mai departe la ce variantă? 6. Deci 3x. Adică vârsta lui Mihai. Egal cu? 6. 6 echivalent. Echivalent cu 3x egal cu... opt. Împărțim la 3. Împărțim ambii membri la 3. Deci 3 x egal cu 8. 8. Împărțim la 3 și vine 3x. X egal cu? X egal cu... Opt pe 3, care nu mai este un număr natural. Deci, iată ce poți să spui. Am epuizat toate variantele, am măturat toți divizorii, i-am, numitorului 3x minus 2 îmi oferi șansa să fie, nu? Am analizat toți divizorii. Deci unul din divizorii aceia pe rând i-am luat și doar o singură dată am găsit un x egal cu 1. Deci mulțimea A în clipa asta e formată, virgula e degeaba, doar din elementul 1. A e formată doar din singurul element 1. Și acum, după ce am găsit-o pe A, deci asta e tehnica foarte simplă, să ne ducem să găsim pe B. Și pe 3 nu-l încercăm? Poftim? Pe 3 nu la încercăm? Dar pe 3 de ce? Dar am avut și 3-ul acolo? Da. 3 și 6, nu? Da. Nu l-am mai văzut. M-am dus direct la 6. Deci trebuia neapărat. A, nu, că era 6 și după aia 3. În fine, puteam să facem. Facem și... sau îl fac eu? Hai, îl facem acum. 3x minus 2 egal cu 3, nu? 3, da. Echivalent vorbește? Echivalent cu 3x egal cu 5. Corect. Ambii membri la 3. Echivalent cu x egal cu 5 pe 3. 5 pe 3. Care nu-i număr natural. N-am pierdut nimic, dar era incomplet. Deci, fără să încerci și varianta asta, profesorul scade.
scădea punctajul pentru că n-ai epuizat, dar dacă ai, chiar asta oferea o șansă, chiar, dacă, chiar asta oferea un X. Și tu te opreai doar la un singur element. Deci de aceea trebuie testați toți divizorii, dar absolut toți. Unul să nu scape, că nu știi care îți oferă un X ce te interesează pe tine. Da. Deci el, au fost parcă 6 divizori, nu? 6 au fost? Câți au fost? Ia uite de acolo, că nu mai am. 6, da. Da. Și el spune, dau 0,5 pentru fiecare divizor. Pentru fiecare. Adică când ai luat, când ai luat prima variantă, ai 0,5. Ai luat a doua variantă, încă 0,5 puncte. Și cum au fost 6, înseamnă că 0,5 ori 6, câte puncte fac? 0,5 ori 6, da? 3. Fac 3. 5 ori 6, 30. Cred că 3. Așa, 30. Deci 3 puncte. Și dacă tu numai 5 te stai, în loc să iei 3 puncte pentru toate cazurile, luai numai 2,5. Când ai făcut un caz. Gata. Deci profesorii când stabilesc notele, o să vezi, stabilesc punctaje. Nu știu dacă tata ți-a spus un pic, dar eu așa făceam. Când corectam direct în clasă, îi puneam pe ei să facă notele, să pună notele, eu le puneam punctajul și imediat la sfârșitul orii, în 2 minute, îi puneam punctajul. Și spuneam, atâta punctaj îți dau atât, pentru asta atât, atât, atât. Și tu te uit, el se uita repede copilul și vedea cât, ce note ieși și spunea nota. Și eu îi luam nota și cu asta basta. Păi tu verificai după aia? Nu. Eu aveam prin... S-a mai spus și altă dată. Eu aveam așa prin... intuiția asta care mi-o stabileam de-a lungul timpului, mi-am stabilit-o, știam cam cât o făcut el. Și în timp ce el își punea nota... Cum să știi cât a făcut el? Poftim, de unde știam? Da. Păi știam de unde mă ruca. Știam prin faptul că îi cunoșteam valoarea lui de-a lungul timpului, să zic așa. Da. Poate că în ziua aia a făcut chiar de 10, na. Foarte bine, foarte bine. Dar atunci când eu constatam că față de ceea ce simțeam eu ca valoarea lui din timpul orilor, deci constatam că el și-a umflat nota, că simțeam că minte, da? Simțeam că minte. Și atunci îți spuneam, poftim la tablă și susțin lucrarea. Și dacă de la adevăr ți-ai umflat-o cu un punct în sus, atunci de la adevăr îl scadă un punct. Ca el să nu mai încerce niciodată să greșească, să greșească intenționat. Dacă am aflat cu 3 puncte. Păi exact așa ai făcut. Cât s-o dus în sus, cu atât îi scădeam. Wow. Și atunci dacă el avea 5, nota lui putea să fie 5. Și el spunea că a făcut-o de 7. Eu spun bine, mulțumesc, bine, poftim la tablă. Și în loc să ia 5-ul, lua 3. Era formidabilă chestia asta. Da, 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 că îi scădeam 2 puncte. Cu cât o umflat nota, cu atât îi scădeam în jos, de la adevăr. Dar ce notă, care e nota care tot deci, se pune și nu e una proastă? Sau? Deci punctajul cum l-am stabilit aici, cum ți-am spus aici, pentru cele 6 situații. Spuneam 0,5, 0,5, 3 puncte. Pentru că ai găsit divizorii, atât. Pentru că ai făcut nu știu ce. Pentru că ai pus condiția aia și un punct. Pentru că nu știu ce, tot. El avea ca o oglindă punctajul. Dacă a făcut, era așa. Dar dacă el n-a făcut acolo și nu a găsit și n-a găsit răspunsul corect și n-a analizat tot, atunci nu putea să-și dea. Deci când a avut de rezolvat ecuația 3x, uite așa mă, ca să înțelegi, 3x minus 2 egal cu 4, nu cu 4, cu cât a fost, cu 3. Deci când a avut 3x minus 2 egal cu 3,
A luat condiția asta, dar nu-și dă 0,5. Abia când își dă 0,5? Când ajungi la sfârșit, când zice 3x egal cu 12,35 și zice echivalent cu x egal cu 15,3 și zice 15,3 nu aparține lui Ien, atunci își spunea 0,5. Așa i-am spus. Atunci când ai ajuns la finalul ăsta, pui 0,5. Dar dacă zici 3x minus 2 egal cu 3, nu spun nimic. De ce? Păi ai luat și n-ai vrut să rezolvi. Și dacă n-ai vrut să rezolvi treaba ta, nu știi cum să faci așa ceva, nu spui nimic. Îi spuneam lui, nu spui nimic. Și acum, cum toată lucrarea, teza era terminată și punctajul era pus pe tablă la sfârșit. Că doar eu nu aveam decât la sfârșit punctajul arătăm pe tablă după ce se termina toată lucrarea. Și ei în 2 minute, 3 minute își făceau, punea 0,5, 0,20, 0,10, nu știu ce, și aduna acolo tot și a ieșit nota asta. Dar trebuia să se vadă cum și-a notat, cum a adunat. Dar dacă nota aceea nu se justifica din ce simțeam eu, îl chemam la tablă să-și susțină teza, adică să dovedească că a făcut corect. Dar făceai și asta lui tati? Sigur că da, tot timpul. Tot timpul, treabă, așa tot timpul a făcut. Dar n-a ieșit niciodată la tablă ca să susțină teza. Era adică a făcut perfect? Deci tot timpul avea teza făcută corect, fără să aibă un loc să pun. Era destul de greu, în sensul că copiii mă puteau bănui, nu? Puteau să mă bănuiască că ceva, i-am spus eu lui acasă, că nu știu ce, nu știu cum. Dar exista riscul ăsta, nu? Putea să fie așa. Ei bine, cum a putut să fie anulat riscul ăsta complet? Eu eram profesorul lui, eram și tatăl lui. Dar cum a putut să fie anulat? Prin ceea ce făcea oră de oră, lucruri la clasă, tot ce intervenea, cum lucra, ce se întâmpla, tot, nu avea niciodată, nu aveam niciodată emoții pentru că exista așa un risc. Niciodată. Dar niciodată el nu m-a întrebat, tată, uite că ne dai teza, că îți dai lucrare, cam ce vrei să ne dai? Deci nu s-a pus problema. Dar nici copiii nu-l întrebau vreodată, băi, cam ce vrea să ne dea domn profesor, știi ceva? Nu știau, știau sigur că el n-are ce să-i spună. Păi nu știau ce să-i spună și nu se punea problema să-l întrebe. Deci era un confort. Care. Dar vreodată a copiat un copil, sau ai văzut un copil care a copiat de la alt copil? Sigur că dacă n-a ieșit la tablă să susțină, el a pus și a pus punctaj acolo. Dar când a ieșit la tablă să susțină, n-a avut ce susține. Și atunci i-a spus, bine, dar n-am ce să discut cu tine. Ai umflat nota, ai crezut că e bine, dar uite că când ai copiat, ai pus un plus în loc de minus. Sau știu eu ce ai făcut acolo. El de teamă, când copii, nu mai ești atent. Tu nu mai ești atent ca să urmărești problema. Una este când, cum am făcut aici. Am adunat plus 2. Dar 5. Dacă el spune 3 minus 2 e scăzut acolo, nu e. Tot ce face nu e logic, nu e rodul gândirii lui acolo. El stă ca la furat. Stă cu gândul că dacă mă prinde. Și sigur greșește. Și atunci asta e situația. Asta mi s-a... Deci eu aveam o colegă de bancă. Da. Și odată am uitat ce, cred că erau, nu știu ce era, dar eram la FB, pentru că am înțeles. Și ea, când doamna se întorcea, nu știu de ce, da. Se ducea la baie, sau habar n-am, ea se uita la mine și zicea, dă-mi și mie răspunsurile. Da. Noi am dat pentru că înainte ea niciodată, ea era foarte rea cu mine. Mhm. Și după aia zici, îl promit că-ți dau bomboane, promit că-ți dau aia. Prea târziu. Și oricum nu ai voie să copiezi, oricum se prindea doamna. Sigur că da. Așa cum eu m-am prins, mă prindeam de fiecare dată și doamna se putea prinde. Cert este, ai înțeles ce anume reușeam eu să comunic în felul ăsta? Comunicam și le transmiteam nevoia de a fi corecți.
asta. Deci era o chestie de corectitudine totală, pentru că el nu-și permitea să umfle niciun punct în plus. Chit că-i trebuie. Dacă nu spunea că eu am făcut de 3, cât de dureros era betul de el. Mi-era milă de el. Să știi că în sufletul meu nu era un confort. Când spunea, ce notă ai? 3. Deci îți dădea nota 3, că mai degrabă spunea 3 decât să ia 2. Că dacă vrea să ia 4, umfla cu un punct, atunci, în momentul acela, eu scădeam din 3 și lua 2. Și atunci era mai corect să spună 3. Da. Ai înțeles așa că am ce urmăream? Urmăream și nevoia de a nu minți. Este esențial să nu minți. Este esențial. Eu făceam o educație în direcția asta. Oamenii care mint, n-ai nicio încredere, pentru că el te minte de la ochi. Când stai de vorbă cu el și el te minte, eu de foarte multe ori mi se întâmplă și acum, din rușine, așa nu spun, dar eu simt exact când se minte. Spuneam, vezi, că faptul că făceam această educație, nu, minciuna este cel mai urât lucru cu putință. Hai să vedem mai departe, să trecem la B. Da. Am lucrat atâta doar pentru ca A să fie 1. Deci A conține doar un singur element, pe 1. Doar 1? Doar pe 1, sigur că e foarte bine. Să vedem acum, aici aș propune în loc de mai mare, hai să spunem mai mic, să fie subunitară, că n-am făcut niciodată cu subunitară, să facem și așa. Modifică la B,